Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum se instalează un alt sistem de navigație sau un alt sistem pentru GPS. Până acum am vorbit despre Aigo, despre Aigo Primo și Navigon. Astăzi am să vă arăt cum instalăm TomTom. Da? Pentru cunoscătorii sau pentru cei care folosesc GPS-urile știu că firma TomTom face niște GPS-uri destul de bune, să zic așa. Acest lucru se reflectează și în prețul pe care îl au la raft aceste GPS-uri. Eu astăzi am să vă arăt cum se instalează TomTom pe Samsung Galaxy S3. Puteți să-l instalați cam pe orice device cu sistemul de operare Android, atât timp cât aveți suficient spațiu disponibil. Țin să vă anunț de faptul că toată arhiva TomTom are undeva la 2 giga, da? 2,7 giga mai exact. Aceste două arhive le vom copia pe telefonul nostru. Am să deschidă My Computer, accesăm telefonul și vedeți că în momentul de față eu am liber pe card doar 1,8 giga. Am să copiez pe telefon. Copiez prima dată folderul TomTom. Așteptăm să copieze toate fișierele. Poate să dureze ceva timp acest lucru. Este versiunea TomTom Europa 1.2. Da, versiunea 1.2, cracked, adică este cam ultima versiune actualizată și disponibilă în momentul de față din Google Play Store. Cum am făcut și până acum, însă la TomTom am să vă rog să trimiteți sau tot așa să lăsați un comment și am să vă trimit torrentul de unde am descărcat și eu TomTom. Da, sau puteți căuta voi pe Google să descărcați acest TomTom, pentru că este o aplicație destul de mare și nu am cum să o trimit pe e-mail într-un timp foarte scurt. Ok, s-a copiat toată arhiva TomTom. Acum copiez fișierul de tip APK. Și acum trecem să ne facem toată treaba pe telefon. Ne vom folosi de file managerul pe care ni-l oferă telefonul nostru, numai puțin. Să vedeți exact ce se întâmplă pe ecranul telefonului meu. Ok, deci cum am spus, ne vom folosi de file managerul pe care îl oferă sistemul de operare Android 4.1.2. Vedeți, aveți acest My Files, da? În aplicații. Sau puteți să descărcați din Google Play Store Astro File Manager. Dăm click pe All Files, mergem la SD Card, pentru că este cardul, adică memoria noastră internă sau memoria telefonului, da, vedeți că primele două fișiere sunt cele pe care le-am copiat, adică TomTom Europa și fișierul TomTom. Ok, acum deschidem TomTom, dăm click pe Package Installer și Just Once. Ați văzut eroarea pe care am primit-o eu, nu avem bifat acest UCGNOME Source, adică să instaleze aplicații din surse necunoscute, nu doar din Google Play Store. Acest lucru este ok să nu îl avem bifat, tocmai pentru simplu fapt că dacă se încearcă ceva virus să instaleze anumite aplicații pe telefonul nostru care sunt din surse exterioare. Da?
Noi bifăm pentru că știm ce aplicație dorim să instalăm, adică acest TomTom nu este o sursă exterioară pentru noi, că este în telefonul nostru și noi am descărcat. Și aici dăm click pe Install. Așteptăm să se instaleze. Aplicația a fost instalată. Am dat click pe Open. Avem acest Legal Notice, îi dăm click pe I Agree. Și așteptăm să pornească aplicația în sine. Vreau să vă spun și faptul că aceste aplicații de tip GPS mănâncă bateria telefonului foarte, foarte rapid. Deci în cazul în care o folosiți pe drum, vă sugerez să vă luați și un încărcător de mașină, tocmai pentru faptul că mănâncă bateria. Ok, așteptăm să ne... Da, ne-a și detectat poziția actuală. Mergem la setări. Are mai multe lucruri. Haideți să plănuim o nouă rută. Asta vreau să vă arăt. Vedeți că avem câteva hărți, adică câteva destul de multe hărți. Eu sper că să vă ajungă. În cazul în care aveți nevoie de alte hărți, ne comunicați și am să vă fac rost și de alte hărți. Da, se pare că s-a întrerupt din nou. Da, am ajuns în acest pas. Acum plănuiesc o nouă excursie și aici introduc, haideți să dau înapoi să vă și arăt hărțile pe care le avem, da? Am dat click pe săgeata din dreapta, pe acel steguleț și ne întreabă dacă dorim să ne planificăm o nouă rută și da, dorim o nouă rută. Haideți să introducem adresa, vedeți că avem selectat deja țara România, am dat din nou pe România și aici vedeți că avem destul de multe țări, da? Puteți să vă alegeți, ori introduceți numele țării, ori vă alegeți din această listă. Avem și steagurile țărilor, probabil că pentru unii sunt mai ușor de recunoscut țările după steagul lor, acum depinde de fiecare. Ok, am selectat țara România, am să aleg orașul Cluj, Cluj-Napoca, Alea Băișoara, pentru că și la Aigo, parcă tot Alea Băișoara am ales, dacă nu mă înșel, numărul 21, îi dăm click pe Done, Next. Deci, vedeți, am fost anunțați de faptul că pe Alea Băișoara nu este numărul 21, decât până la numărul 13. Alegem 13. Este un lucru bun. Ok, acolo vrem să mergem. Și ne-a ales cea mai scurtă rută. Show Destination, vedeți unde vom alege, dau click pe Done și dau click pe Go. Ok, vedeți că în momentul de față mie chiar îmi indică poziția actuală, mișcă telefonul și se mișcă și, să zic așa, GPS-ul pe... Da, am o problemă cu cablul de la telefon, îmi cer scuze că se tot întrerupe. Asta vreau să vă arăt că cum mișcă și eu telefonul, se mișcă și săgeata de pe ecran. Ok, atât despre TomTom. În cazul în care aveți alte întrebări, nelămuriri, nu știți cum să faceți anumite lucruri la telefon,
TomTom. Mie mi se pare mult mai interesant TomTom decât Aygo sau Navigon, însă acum depinde și de telefonul pe care îl aveți dumneavoastră și dacă vă permite spațiul din telefonul vostru să instalați și acest TomTom. Dacă nu, puteți tot timpul să alegeți soluția Aygo sau soluția Navigon pe care le găsiți pe website-ul nostru tutorialevideo.info. Nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Tutoriale Video cu 2DO. Am să postez în zilele următoare și un link către canalul nostru de YouTube, pentru că acolo postăm destul mai multe videouri decât postăm pe site sau în anumite cazuri postăm videourile pe site și nu le postăm acolo și să fiți la curent cu toată munca pe care o depune echipa tutorialevideo.info. La revedere și o zi bună!